Hei, hei, hei! Salutare, copii! Bine ați venit în lumea lui Sani! Locul unde descoperim poveștile un pic altfel! Sunteți pregătiți? Bondărel și iubirea. Bondărel se pregătește să meargă la grădinița insectelor. Ca de obicei, mama și tata Bondărescu se grăbesc să nu întârzie la serviciu. Micul Bondărel se întristează. Chiar nu mai avem timp pentru o porție în plus de îmbrățișări bondărești? Acum suntem pe fugă și trebuie să plecăm. Dar nu uita că te iubim. Vai, am uitat să-mi iau ursulețul. Peste tot sunt familii de insecte care și-au rămas buni. Să nu faci năzbâtii, o avertizează mama cu blândețe pe viespea Viorela. Te iubesc, adăugă ea, dându-i un pupic apăsat și umed pe obraz. Iac! Exclamă Viorela, ștergându-și obrazul cu mâna. Miguțul meu, bâzu-bâzulică, te iubesc atât de mult! Uf! Încetează! Nu mai spune așa de față cu ceilalți, te rog! Iubire, iubire! Chiuie fina puricel către mama ei, făcându-i cu mâna și țopăind spre grădiniță. Bondărel gândește cu voce tare. Ha, 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 ha! Toată lumea se iubește! Dar oare ce înseamnă asta? Ce e de fapt iubirea? Hei, 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 copii pe aici! Exclamă Doru Scarabeu, încercând să dirigeze circulația. Micuțele insecte se aliniază în fața trecerii de pietoni. Numai răduc unui atent și, pac, sare de pe trotuar. Stop! Atenție! Bondărel își spune. Ha! În mod sigur, iubirea înseamnă să ai grijă de celălalt. Iubirea poate fi și parfumată? Bondărel, în drum spre grădiniță, trece pe lângă Rița Gărgărița. Chiar nu vă mai certați atât și grăbiți-vă! Câteodată chiar mă calcă pe nervi! Oh! Oare iubirea are nevoie uneori și de câte o porție de răbdare? Oare ce alte forme mai poate lua iubirea? Paul, ploșniță puturoasă, încearcă să înlocuiască un geam spart. Totul trebuie să fie etanș. Bondărel se ține de nas. Vai, dar ce urât miroase aici! Ia privește, sunt campion mondial la pârțuri! Aha, deci poți fi fericit chiar și atunci când faci ceva cu plăcere, deși poate acel ceva nu miroase prea frumos. Gândacul meu, mecanicul, e de părere că numai iubirea poate repara orice. Libelula Lily stă pe terasa ei și își întinde aripile lungi la soare. Ah, iubesc să simt cum razele soarelui îmi mângâie aripile. Așadar, poți să simți iubirea, dar oare poți
s-o și vezi? Mătușa Mărioara Miria Podescu tocmai își lustruiește cei 998 de pantofi. Bondărel o întreabă: Mătușa Mărioara, nu-i așa că tu știi cum arată iubirea? Iubirea? Nu-i nevoie să o vezi. Iubirea e iubire. Ah, dar uite-l pe Omituță, prietenul meu. Hei, Vândărel, ți-am văzut ursulețul cum stătea singurel și m-am gândit să ți-l aduc. Știi ceva, Omituță? Ce? Te iubesc. Și eu pe tine, Bondărel. În sfârșit, am înțeles ce este iubirea. Da, acum știu. Iubirea este iubire. Dragilor, vă mulțumesc pentru vizită și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă poveste. Pe curând!